Bine v-am găsit, suntem la Dosar de Politician. Începem cu o veste proastă. Știți toate promisiunile acelea frumoase ale PSD-ului din campanie electorală? Ei bine, s-ar putea să nu se îndeplinească cel puțin o parte din ele, pentru un simplu motiv. Nu prea sunt bani la buget. Ei, în toată povestea asta, care seamănă a grea moștenire, lucrurile sunt destul de simple. Guvernul Dacian Cioloș, în luna august și noiembrie anului 2016, au făcut rectificări pozitive. Adică, cu alte cuvinte, au cheltuit mai mulți bani decât încasau la momentul respectiv. Drept urmare, în loc să încaseze câți bani și-au estimat la începutul lui 2016, le-a ieșit o gaură de 14 miliarde de lei. Ei, toată povestea asta se repercutează în 2017, pentru că domnul Dragnea și guvernul Grindeanu a spus că vor încasa vreo 253 de miliarde. Din aritmetica asta foarte complicată, trebuie să înțelegeți un lucru, da? Că s-ar putea să nu primim tot ce scrie în programul de guvernare al PSD-ului. Așa că, mai ales după ce au crescut anumite taxe, au ieșit anumite taxe, în această bulibășeală încercăm să facem lumină și să găsim și niște vinovați. Pentru că Liviu Dragnea, da, aleargă prin oraș și încearcă să găsească vinovați. Cert este că nu prea sunt bani, repet, nu prea sunt bani de promisiuni electorale. Îl salut pe domnul Varujan Vosganian, fost ministru al finanțelor, bună seara, reprezentant al ALDE. Bună seara. Sper să ne lămurim, domnule Vosganian, cum e cu banii domnului Cioloș, cum e cu banii domnului Dragnea și cum e cu banii noștri până la urmă, da? Că toată lumea se uită, mai ales că a venit PSD-ul la putere, nu? Tudor Barbu, reprezentant PNL. Bună seara. Bună seara. Dumitru Coarnă, reprezentant al Sindicatului Polițiștilor. Bună seara, domnule Coarnă. Bună seara. Și jurnalistul de investigație Cornel Ivanciuc. Bună seara, domnule Ivanciuc. Bună seara. Avem aceste date. O să vedem și noi niște vinovați imediat. O să vedeți trei personaje. Unul se numește Doru, al doilea se numește Dorel și al treilea este Dragoș, da? Cei trei de Doru, Dragoș și Dorel, care ar fi trebuit să colecteze acești bani pentru statul român, dar nu prea și-au făcut treaba. Da? În imagine îl aveți pe Doru Dudaș, este vicepreședintele ANAF-ului, responsabil de colectare. Acesta este Doru Dudaș, da, vicepreședinte ANAF, responsabil de colectare, a dus cu mare tamtam de guvernul tehnocrat să aducă bani de la buget. Informații despre faptul că nu se colectează suficienți bani au apărut încă din luna august, dar guvernul Cioloș, repet, a făcut o rectificare pozitivă. Cu alte cuvinte, a dat mai mulți bani ministerelor în ideea de a-i cheltui. Noi știam, sau cel puțin guvernanții tehnocrați știau, că nu se încasează suficienți bani. În luna decembrie, de exemplu, s-au colectat mai puțin TVA cu 20% decât în anul precedent. În aceste imagini, da, domnul Cucioc, așa, este domnul Dragoș Doroș, tocmai președintele ANAF-ului, da? Este un domn care a lucrat la o importantă companie multinațională, a fost tax manager, se ocupa de taxe pentru o companie multinațională și a fost numit de tehnocrați șef al ANAF-ului. În aceste imagini este Ionuț Dumitru, președintele Consiliului Fiscal, un alt responsabil, da? Îl numesc eu, al acestei povești cu gaura de 14 miliarde, pentru că Consiliul Fiscal a tăcut mâlc atunci când tehnocrații au făcut rectificările pozitive, adică au cheltuit mai mulți bani decât colectau. Și în fine, Dorel Fronea, alt vicepreședinte al ANAF-ului, responsabil de colectările din vamă, da? Este șeful vămii din România, acest domn cu brațele ridicate. Sunt cei 3D și cu Ionuț Dumitru. Domnule Vosganian, cum poți face rectificare pozitivă, da, să cheltui mai mulți bani, știind foarte bine că nu prea merg încasările? Toată lumea l-a criticat pe fostul șef al ANAF-ului, da, Gelu Diaconu, că strânge șurubul, că a atacat mediul de afaceri, dar vedem că până la urmă banii pe care statul român poate să-i colecteze, da, nu se pot colecta așa de ușor. Nu poți să inviți contribuabilul, domnule, fă, cum să spun eu, un gest de bunăvoință și vină și plătește taxe și impozite. Da? Repet, în decembrie au colectat, în decembrie, care este o lună a consumului, au colectat mai puțin TVA cu 20% decât în anul precedent. Da? Domnule Mănăstire, mulțumesc foarte mult pentru invitație și pentru această întrebare. În primul rând, manifest regretul că în România nu există o dezbatere aplicată. În mod normal, astfel de teme ar trebui discutate de structuri academice, structuri civice care sunt familiarizate cu astfel de cifre și se pricep. Și poate că atunci dispaterea nu ar folosi cuvinte ca gaură, furt,
și alte asemenea. Eu n-am zis care, scurt, am zis gaur. Care deturnează subiectul și îl duc într-o altă zonă. Sigur că putem face o discuție politicianistă, putem face o discuție în care guvernele să se acuze unul pe altul, însă eu previn fiecare nou guvern să știe că dacă el face așa, îi va veni și lui rând într-o bună zi. Și dacă facem practica asta, ca fiecare guvern care vine să amenințe și să jignească guvernele anterioare, nu o să ajungem departe. Și eu am trecut prin asta după 2008, când s-au năpustit pe mine cu tot felul de cifre false și denaturări Băsescu și Boc, și ați văzut că Dumnezeu nu, i-a pedepsit pentru lucrurile astea. Bun, haideți să revenim la cheltuiala în plus. În primul rând, ar trebui să spunem că o rectificare se face fie dacă sunt venituri prea mari și atunci cheltuielile se adaptează veniturilor mari, fie dacă sunt cheltuieli mai mici decât deficitul planificat și atunci se măresc cheltuielile ca să se ajungă la deficit. România e o țară în care un deficit sub 1% nu e normal când ai atâtea școli cu WC-ul în curte și atâtea sate legate prin ulițe între ele. Și atunci, în octombrie deficitul a fost 0,1, extrem de mic. În noiembrie deficitul a fost 0,7, extrem de mic. Din păcate s-a ajuns în extrema cealaltă. Guvernul în decembrie, potrivit cifrelor oferite chiar de acest guvern, a cheltuit 3 miliarde de euro, ceea ce este cu totul anormal. Adică este o asimetrie neverosimilă. În condițiile în care au încasat, repet, TVA mai puțin. Deci în timp ce încasau taxe mai mici, ei cheltuiau bani mai mult, cel puțin în decembrie, da? Bun, 3 miliarde, pe ce au cheltuit? Stați să ne înțelegem. În primul rând, eu am o stare de disconfort pentru faptul că nu avem cifre nici măcar preliminate. PIB-ul, de exemplu, nici măcar preliminat nu este. Veniturile bugetului pe 2016, nici măcar preliminate nu sunt. Pentru că potrivit standardelor europene, veniturile pe anul 2016 se stabilesc abia în februarie. Pentru că veniturile din ianuarie 2017, aferente anului 2016, se includ în deficit. Deci noi ce discutăm acum e preliminatul preliminatului, dacă pot să spun așa. De aceea nu pot să știu care este evoluția PIB ca să știu de ce au scăzut veniturile. În al doilea rând, va fi foarte greu să știți ca o comisie parlamentară să vorbească despre găuri câtă vreme guvernul tehnocrat a respectat deficitul bugetar stabilit prin lege. Sigur că nu a colectat toți banii. Și atunci ce a pățit domnul Dragnea? A ieșit domnul Dragnea, în mod corect, a atras atenția. Deci ceea ce a fost bine în ceea ce a spus domnul Dragnea a fost faptul că unele dintre racinile politicilor fiscale bugetare, cum ar fi de pildă asimetrie, adică buluceala de cheltuieli în ultima lună, îndreptarea anumitor cheltuieli în mod preferențial, nu sunt bune. Cred însă că domnul Dragnea ar fi trebuit să folosească un limbaj adecvat ca să nu ducem chestiunea asta într-o zonă a disputei politice. Până la urmă, soluția asta pe care a prezentat-o domnul Dragnea e corectă. Să nu înființăm o comisie de anchetă. Comisiile bugetare, care vor avea în discuție ordonanța de rectificare, vor avea atunci la îndemână și PIB-ul preliminar pe 2016, și veniturile prin comparație cu veniturile votate de Parlament, și deficitul raportat la deficitul votat de Parlament, și cheltuielile, și atenție, cheltuielile dacă ele au fost făcute cu respectarea legislației în vigoare. Pentru că orice cheltuială trebuie să aibă la bază un act normativ, lege sau hotărâre de guvern. Dacă comisiile vor sesiza că e ceva în neregulă, există instituția abilitate. Parlamentul nu e curte de conturi. Curtea de conturi ar trebui să preia sesizările Parlamentului și să ducă mai departe, dacă e cazul, în zonă penală sau în zonă contravențională. Eu cred că comisiile de buget își vor face în mod onorabil datoria, vor semnala dacă sunt deficiențe sau nu. Dar e greu să vorbim despre gaură. Ați văzut declarațiile domnului Viorel Ștefan, ministru de finanțe, care confirmă practic ce spune Liviu Dragnea și vorbește despre această gaură. Eu am fost chiar spune de ministru de finanțe știu că în august guvernul Cioloș s-a precipitat, a început să simtă mirosul de campanie, să se implice de fapt guvernul Cioloș în campanie și să dea drumul la bani, la baierele pungii, în august și noiembrie. Ce sens s-a implicat în campanie financiară guvernul Cioloș? Nu lăsați cu implicatul, că am văzut. A spus că s-a implicat în campanie în august. În ce fel? E declarația ministrului de finanțe. Este irresponsabilă. În ce fel s-a implicat guvernul Cioloș în campanie? Nu, Barbu, dumneavoastră duceți într-o zonă. Tocmai am spus că nu e bine. Eu încerc să...
nu, eu v-am apreciat pentru corectitudine deci, și pentru modul în care serios în care a spus formula ca un fost ministru de resort. Domnul Ștefan a reluat declarație domnului Dragnea fără să aducă contribuția personală de om aplicat pe segmentul bugetar. De ce spun asta? Pentru că dânsul a făcut această declarație care este doar pe jumătate adevărată. Într-adevăr, în noiembrie, această majorare mare de cheltuieli sugerează o anumită implicare în campanie în sensul favorizării anumitor partide. Vom vedea dacă e adevărat sau nu. În august însă, când deficit bugetar nici măcar nu aveam, se presupune că trebuiau accelerate cheltuielile. În general însă, în rest, domnul Ștefan n-a avut o contribuție personală, a reluat ceea ce a spus domnul Dragnea. Deci dumneavoastră spuneți că până la sfârșitul lunii februarie 2017 s-ar putea... Nu, după... Domnul Dragnea deci, spunea de februarie 2017, s-ar putea ca așa zisă gaură cu ghilimele să fie mai mică deci, până se încasează sau până se fac raportările? Nu că gaură... Da, dacă veniturile din ianuarie vor fi mai mari decât veniturile din ianuarie 2016, atunci s-ar putea ca o parte, dar o mică parte să se acopere. Din 2016. E greu de vorbit despre gaură bugetară. Pot să spui că n-au fost plecate veniturile. Domnul Vosganea, cifrele spun așa. Ei au încasat 222 de miliarde de tehnocrații și au prevăzut 235. Ei, ce este îngrijorător din punctul meu de vedere, Cornel Ivanciuc, dacă vrei să analizăm chestia asta, Dragnea, pe prima pagină a programului de guvernare, a scris o cifră. 253. Tot bugetul și tot programul lui Dragnea se bazează pe faptul că PSD și guvernul Grindeanu vor încasa 250 de miliarde. Vreau să-i dau o veste bună lui Liviu Dragnea. Bani pe care să... Vreau să-i dau o veste bună lui Liviu Dragnea aici. Nivelul veniturilor bugetare pe 2017 nu este legat de nivelul veniturilor bugetare din 2016, ci de evoluția produsului intern brut. Dacă vom avea o creștere a produsului intern brut de 5,5%, cum prognozăm, cu o rată a inflației de circa 2%, atunci, pe nominal, o să avem suficiente resurse bugetare, dacă îmbunătățim și colectarea, ca să acoperim reducerile de taxe, creșterile punctului de pensie și ale unor salarii din domeniul bugetar. Dacă nu, nu. Tudor Barbu. Orice, da. Întotdeauna dacă da, da și dacă nu, nu, în orice. Dacă nu plouă, e într-un fel, dacă plouă, e în altfel. Am ascultat ce a spus domnul senator Vosganian, domnul ministru, cu mare atenție și este corect aproape silabă cu silabă. Sau chiar silabă cu silabă. Și l-apreciez foarte tare, dar m-a surprins modul în care a contrazis domnul, și corect a făcut-o, domnul ministru Vosganian, și introducerea ta, Silviu Mănăstirei, care ai spus că salariile, pensiile, programul PSD este sub semnul întrebării din cauza situației execuției bugetare din 2016, ceea ce este un neadevăr, a spus-o acum domnul ministru corect. Nu. Salariile, pensiile cresc, bursele pe banii din 2017, nu pe cei din 2016. Asta este o prostală pentru proștii de acasă, ca să creadă românii... Te rog, eu las să vorbesc, nu e vorba de prostală. Unde am greșit? Proști. În general, politica... Bine, reformulez, vă pot întreba ceva ca ziarist, nu ca fost senator. Este afectat programul de guvernare PSD-ALDE de ce s-a întâmplat cu alea 14 miliarde în cazul în care ar fi o gaură? Vreau să spun că dacă veniturile ar fi fost mai mari... Nu. Încerca să fii sincer, nu cu mine, cu cei care vă se uită la emisiune. Este afectat programul de guvernare de ăștia 14 miliarde chiar dacă ar fi o gaură? Este afectat în măsura în care, pornind de la o bază mai ridicată și șansele de a te duce mai sus sunt mai mari. Acum va trebui un efort suplimentar. Răspunsul sincer ar fi, nu, domnul Barbu, nu este afectat de nimic, pentru că e vorba de ce a spus acum 2 minute. PIB-ul din 2017 și execuția bugetară din 2017 sunt baza financiară a programului de guvernare, nu 2016. Dar momentul T0 e foarte important. Și am mai spus ceva, domnul ministru? Eu nu v-am întrebat, ați constatat că nu v-am întrebat. Da, m-ați întrebat. Nu deci, pot, momentul T0 nu pot să îmi duc la sfârșit o frază, fie ea și incoerentă, dacă mă întrerupeți. Domnul Mănăstire, am mai spus ceva foarte important, domnul ministru Vosganian. Deficitul bugetar validat de Parlamentul României, din care amândoi am făcut parte, a fost de 2,8, iar execuția bugetară, din câte știu eu, s-a închis pe 2,5. Adică, așa... Preliminăm. Bun. Acum, îmi dați voie și mie să spun... Vă ascult cu foarte mare atenție. 30 de secunde am vorbit. Bune. Este foarte important pentru că este un guvern pentru care noi am plătit electoral grav, domnul Mănăstire. Grav. Da, noi. Și din propria incompetență. Și românii au plătit. Nu stabiliți dumneavoastră dacă am fost noi incompetenți sau nu. Poate da. Nu, poate nu, da. Nu stabiliți, vă spun. Nu aveți cum. Cel electoratul e singurul... Electoral ați bătut câmpii. Voi, dumneavoastră, cei de la PNL. Am bătut câmpii în campanie? Da. Dați-mi un exemplu. Câmpii. Dați-mi un exemplu de bătut câmpii. 1.
Am bătut, ați bătut câmpii cu următoarea afirmație. O să vă dau un CD cu toate emisiunile electorale. Nu, vreau să vă spun un lucru. Vă dau eu un exemplu. Vreau să vă dau eu un exemplu. Să nu facem teoria campanii. Vă rog. Domnul Mănăstire, e straniu și cred că e prima oară la PNL, de când sunt eu în politică, atunci când în campanie electorală PNL s-a ferit să prezinte imaginea vreunui membru PNL. Deci PNL în campanie a avut două iconuri, să zic așa. Pe Dacian Cioloș și pe profesorul Dănăilă. Niciun lider PNL nu s-a încumetat să-și pună poza a demnitoare pe campanie. Așa mai pot cu Alina Gorghiu a fost aici invitată la panourile stradale care invitau. În București vă spuneți noastră. În București. Și în țară. În precampanie. Iar liberalii nu au vorbit despre economie, da? Partidul întreprinzătorul, da, ați vorbit. Domnul Mănăstire, se faceți o afirmație complet nefondată și e păcat pentru că PNL-ul nu merită un tratament de genul ăsta. PNL-ul a greșit fundamental, dar este o problemă noastră internă unde am greșit. Așa, nu am greșit în sensul, nu. Dezbatem, cum, ascultați, nu am greșit în sensul că băteam câmpii. Dar ce am vrut să spun legat de aceste 14 miliarde, dacă mă lăsați un minut, poate oamenii vor să afle și celălalt punct de vedere. Evident, nu doar al domnului Dragnea. 10 minute. Pe mine? Da, cum să nu? Sunteți în dezbatere cu domnul Vosganian exact de 15 minute. Am înțeles. Bine, atunci am tăcut. Domnul că am Coarnă n-a vorbit și domnul Da, am înțeles. Am tăcut. Poate era prea puțin important ce vreau să spun. Eu am vrut să spun. Vă rog. Că povestea aceasta nu numai că reprezintă o cutie a Pandorei pe care o deschide domnul Dragnea absolut nemotivat, cum bine a spus un om cu experiență în politică. Asta cu am venit la guvernare să moară în chinuri și să vedem ce au făcut ei cu ce? Cu prognoza bugetară. Nu cu furt, nu cu gaură. Cuvântul gaură este complet. Domnule, nu s-a încasat, nu s-au încasat bani, nu înțelegeți? Cele 253 de miliarde nu, ale domnului Dragnea, sunteți convins că se vor încasa? Eu spun că nu. Și dacă nu, domnul Dragnea, în 2018 va fi judecat de o comisie parlamentară pentru că a mințit poporul că strânge 253 de miliarde? Asta nu mai este treaba. Răspundeți-mi, treaba da, va fi judecat. Păi de unde să știu dacă va fi păi judecat? Păi pe cale de consecință, dacă acolo judecăm pe Cioloș că lipsesc... Domnul Dragnea a fost în stare să încaseze 235. Domnul Dragnea a anunțat că domnul Dragnea mărește bursele studenților pentru că are planificat strângerea a 253 de miliarde. De unde e bine? Să-i strângă dacă n-au strâns ăștia? Dar vă dau numărul de mobil al lui Dragnea să-l întrebați, nu știu de unde le strânge. Repet, dacă nu le strânge, va fi judecat, cum bine a spus Varujan Vosganian. Deci legați-vă de partea Parlamentului și judecați-vă dumneavoastră, că comisiile de opoziție. Domnul Mănăstire, să fim cinstiți cu cei de acasă, comisiile de buget, finanțe și la Senat și la Cameră vor exista și la anul. Nu se desfințează. E comisie permanentă. Puteți să vă legați de... Nu e nevoie să ne... Nu duceți în derizoriu. No. Comisiile care acum încep o anchetă privind execuția bugetară pe 2016, o vor începe și pentru 2017. Chiar dacă sunt ei majoritari, PSD-știi și ALDE. O vor începe... Barbu. Da. Eu repet, dacă în 2016 n-au fost în stare să colecteze 235. Aveți garanția? Crezi că în 2017 vor încasa două. Dar aveți garanția că spuneți adevărat? Știți când vine documentul ăsta? Pe 25 ianuarie. Întrebați un ministru de finanțe. 25 sau poftim? 25 sau 26? Domnul Mănăstire spune altceva. Ce spune domnul ministru? Exercițiul acesta al necolectării devine o tradiție și care transformă într-o boală cronică fiscal bugetarul românesc. Știți ce a spus domnul ministru? Știți, de o secundă Silviu. Știți ce a spus doamna Dragu? Doamna Dragu, știți ce a spus aseară la B1 TV? Eram aici în platou. Ce a spus doamna Dragu? Că cei care strâng ANAF-ul, care strâng de la oameni, care strâng taxele. I-au prezentat pe cei 3 miliarde. Nu, stați un pic. Și au făcut treaba în 2016, au strâns mai mult decât trebuia. Atenție că da, sunteți în mare eroare. Nu, dar bineînțeles, ori minte doamna Dragu, ceea ce ar fi grav. Grav de tot, că a mințit o țară întreagă. A spus nu de acolo vine. Dar acest de unde vin? De vă spun eu de unde. Vedeți, dacă discutăm un pic aplicat, din ce am înțeles de la dânsa, din taxa de clawback, o sumă foarte mare, un miliard ceva, 2 miliarde la medicamente, cel puțin așa a spus doamna ministru aseară, și o altă sumă foarte mare, aproape 8 miliarde, din bani europeni neaduși în țară, da? 8 miliarde. Da. Întrebați, poate greșesc. Domnul Mănăstire, zău, iertați-mă. Corneli Vanciuc, vă rog, interveniți. Noi acum vorbim, cum să facem presă și nu facem politică corect, economică. Pentru că n-avem cifrele. Ar trebui să vedem cât din veniturile fiscale, cât din cele nefiscale. N-avem cifrele, domnul ministru. Cât din veniturile europene care nu intră în colectările fiscale. Nu au fost realizate. Corect. Dacă PIB-ul a fost sau nu realizat. Corect. Și după aceea facem analiza. Și atunci de ce analizăm fără cifre?
Spuneți-mi și mie, domnule. Nu analizăm comisiile. Este o emisiune și nu e singura. Toate emisiunile din toate televiziunile fac asta. Asta este problema. Avem aici pe Liviu Dragnea care invocă grea moștenire. Este o tehnică veche cunoscută. Nu, moștenirea e grea. Nu putem spune că e un dar al naturii moștenirea tehnocrată. O constatăm, da? Moștenirea grea. Ar lipsi niște bani necolectați, în sensul că ANAF-ul nu și-a făcut bine treaba și nu a colectat. Cam asta este acuzația. Discuții, așa cum am spus la început emisiunii, au existat încă de la mijlocul anului 2016, se colectează din ce în ce mai greu. În decembrie n-au colectat TVA. Repet, în decembrie lumea în care se fac cheltuieri. Dacă în decembrie au colectat TVA mai puțin cu 20%, înseamnă că nu a mers mecanismul de colectare, da? Pentru că cel care strânge banii în România este ANAF-ul. Nu strânge nici Comisia Parlamentară, nici Ministrul de Finanțe, și mai departe. Și întrebarea este următoare. PSD-ul poate să strângă banii ca să poată să facă ceea ce a promis? Asta este întrebarea, asta interesează pe oameni. De fapt. Eu nu cred că îi va strânge. Domnul Dragnea a promis paradisul. Deci a fost ca o nuntă, ca nunta din Cana Galilei. A fost în care vinul a fost făcut din apă, la un moment dat, lumea s-a îmbătat fericită că va intra în rai. Și când se intre în grădina raiului, hop, taxa de intrare 14 miliarde de lei, care ne lipsesc. Oameni lipsesc buni. Mai mulți. Până la 250, hai să vedem 3, ce s-a întâmplat. Eu acum încerc să simplific ceea ce înțeleg, ceea ce intuiesc, pentru că nu am studii economice și înțeleg așa, intuitiv, mecanismele acestea. Știu ce e taxa de clawback, știu. Am citit. Da, știu da. În mare care este povestea. Dar domnul Dragnea devine foarte precaut în acest moment și încearcă să explice un eventual eșec sau insucces, cel puțin în primul semestru al acestui an, îl va pune pe seama grele moșteniri, ceea ce este completamente fals. Pentru că de vreme ce guvernul Cioloș a fost cel mai lăudat guvern pe care l-a avut dată România, de când este membru al Uniunii Europene, ca fiind cel mai transparent, dintr-o dată, domnul Dragnea încearcă să ne explice, să înmulțească, de fapt, realizările și insuccesele guvernului Cioloș cu numărul diavolului. Nu sunteți corect, domnul Ivanciu. Când PSD a prezentat programul de guvernare, era înaintea campaniei electorale. N-avea de unde să știe atunci PSD că guvernul tehnocrat va cheltui 3 miliarde de euro, adică 2% din PIB deficit, în decembrie. Și lucrurile astea au fost ținute ascunse până acum? Păi nu, da, s-au făcut după. Nimeni nu poate să țină ascuns ceva ce o să fac. Este o mare surpriză pentru noi. Domnul Mănăstire, sigur că asta e o surpriză. Faptul că deficitul a urcat de la 0,7 la 2,7. Pe ce s-au cheltuit 3 miliarde? E foarte corect întrebarea lui Silviu. Și nu știu să răspund la ea și oamenii ar vrea să afle. Pe ce a cheltuit, dacă sunt niște nemernici? Păi nu știu ce a cheltuit, că situația... Dar suntem convinși că au cheltuit 3 miliarde în decembrie? Așa a spus ei. Cine a spus ei? Doamna Dragu. Dacă a spus așa, pe ce? Poate a cheltuit pe ceva ce trebuia țării. Poate a luat motorină să țină iarna. Poate pe ceva ce nu trebuie. Sau poate exact știm acum, domnul Coarnu, da, și atunci de ce comentăm? Asimetria asta nu-i sănătoasă. Să mergi pe excedent atâtea luni, după aia cu un deficit minus, după aia în decembrie, când deja e campanie. Brun, sunt de acord cu domnul Varu Jean Bozdanian aici. Perfect spune. Dacă s-a întâmplat așa, trebuie să răspundă tehnocrații. Atenție, nu s-a avocatul lor. Pentru că ne-au băgat ca țară într-o situație delicată față de guvernul următor. Toată lumea trebuie să discute, pentru că aici avem minciună și contraminciună. Foarte scurt, domnule Coarnă, o scurtă pauză. Te explică de ce guvernul Cioloș s-a agățat de luna decembrie și am prelungit această agonie a ieșirii. Cum s-a agățat? Păi s-a agățat, domnul Iohannis. Dar ce trebuia să facă domnul Coarnă? Trebuia să predea puterea așa cum s-a agățat. Când? Înainte de alegeri? Nu, după, domnule. Păi alegerile au fost în 11 decembrie, domnul Coarnă. Iar jurământul parlamentarilor s-a depus în 19 decembrie. O întrebare bună. Dacă se aproba de la prima propunere, cât din ăștia 3 miliarde s-ar fi cheltuit? E o întrebare interesantă. Apropo, luăm o scurtă pauză comercială de ipocrizie și de discuție. Vă spuneam că Liviu Dragnea aleargă prin București îngrijorat de faptul că există o gaură. Dar nu s-a gândit domnul Dragnea, care este tot stăpânitorul și în guvernarea Grindeanu și prin ministere și pe la partid, peste tot este domnul Liviu Dragnea, nu s-a gândit să ia la întrebări pe ăștia de la ANAF. Repet, Dragoș Doroș, Dorel Fronea, Doru Dudaș, domnul Dragnea, mergeți la ANAF, ăia nu au colectat. Luăm o scurtă pauză și revenim. O întreagă dezbatere așadar pe banii dumneavoastră, pe banii românilor. Cert este că în acest an, în 2016, anul trecut, a fost cel mai scăzut nivel de colectare al veniturilor la buget din ultimii 10 ani. Da? În guvernarea tehnocrată a lui Dacian Cioloș, o spune Ziarul Financiar, o spun și datele oficiale. Și întreagă întrebarea generală, Rune Vosganean, vă rog să-l ascultăm și pe Dumitru Coarnă, da? Discutăm despre promisiunile astea ale PSD-ului. Dumneavoastră la sindicatele mai credeți, nu le mai credeți? Cum? Mergeți așa? Nu că le crede, le și susține.
Da, te le susțin, da, dar știți, aveți semnale, primiți ceva sau primiți doar bucăți de hârtie? Pe mine nu, primim și semnale, am primit și lucruri concrete. Pe mine domnul Vulcanian m-a liniștit, pentru că aveam și o anumită temere. Nu sunt specialist în domeniu și sigur că exista posibilitatea să greșesc în anumite analize, dar domnul ministru Vulcanian m-a luminat și eu sunt convins că acest guvern PSD-ALDE își va îndeplini obligațiile față de noi, că sunt obligații deja. Au fost promisiuni până în 11 decembrie, în momentul în care am semnat acest contract social, se numește, au devenit obligații. Și eu sunt convins... Și dacă nu ne îndeplinesc, ieșiți în stradă? Categoric da. Da. De ce nu? De ce, sigur? De ce spuneți noastră așa de ușor? Da. Da. Da, dacă sigur. Ești, pe cine, da, pe cine, uitați-vă în cameră și promiteți, da? Vom ieși dacă nu primim bani. Cum se înlocuie cu noi? Când noi am spus, că, când noi am spus în toată campania, ce? Zic eu cu discernământ, și am pierdut magna cu fanfară pe victorie, că nu se pot mări, domnul Cornă, nu se pot mări pensiile. Nu, uitați, facem așa. Întrebăm un ministru care știe mult mai bine ca mine și ca tine, Mitică, dacă România se împrumută ca să plătească pensiile actuale. Da sau nu se împrumută? Da. Da sau nu? Da, dacă se împrumută ca să plătească pensiile actuale. Dar nu orice deficit se acoperă din împrumut. Bravo, bun. E vorba de aproape 4 miliarde anual? Da, domnul ministru. 4 miliarde de euro, more or less. Păi dacă ne împrumutăm, domnul Mănăstire, dacă ne împrumutăm 4 miliarde de euro ban ca să plătim pensiile actuale nemărite, cum să te duci într-un județ al țării să uiți în ochii unui bătrân să-i spui da, îți măresc pensia? Cum? Dacă țara mai nu... Mai iei 4 miliarde. Păi mai exact. Ce bine au copiii? Și eu am fată și Mitica are fată și el are fată, o fată superbă pe care o știu de când era mică. Cum îi pun eu în cârca ficăsii a ei și a lui fimea o datorie de 100 și ceva de miliarde? Domnul să scrii legile. Nu pui nimica în cârcă pentru că vor emigra. Da. Bravo. Domnule Vulcanian. Bravo, așa da. Așa da. Câteva scurte comentarii. Să-mi spuneți unde am greșit, că poate nu ne crezi de acasă. În primul rând, în legătură cu guvernul tehnocrat, problema acestui guvern a fost aceea că nu a lăsat mediul de afaceri să respire. Mediul de afaceri a fost în permanență o țintă și decizia de investiție a fost crispată. Și asta a făcut ca mediul de afaceri să nu poată răspunde așa cum trebuie la anumite stimulente, inclusiv de natură fiscală. Știți că noi... Stați puțin, Dacian Cioloș a spus că el este cumpătat, că nu face cheltuieli așa... Nu e vorba de el acum. El poate fi cumpătat la el acasă. Aici însă n-au fost doar cumpătați, ci au fost factori inhibatoriu. Foarte multe nu decizii... Cu ce, că nu pot, nu sunt moderator. Deci, foarte multe... Cu ce a inhibat Cioloș mediul haideți de afaceri? Haideți să ne ascultăm reciproc și să facem dialog. Da, ce scuze. Imediat. Da. Foarte multe afaceri în clipa în care oamenii de afaceri au fost cercetați au trebuit să se închidă, pentru că practica arestării și cu blocării conturilor a devenit practică curentă. În al doilea rând, foarte multe semnături la fondurile europene au fost întârziate pentru că oamenilor de la buget le era frică pur și simplu să semneze și tărăgănau și inventau tot felul de piedici. Banii bugetari pe investiții au fost foarte mult întârziați și știți bine lucrurile astea. Toate chestiunile astea au avut implicații asupra dezvoltării mediului economic și implicit asupra colectării veniturilor bugetare. Acum, ei, corect, de asta s-ar putea, esență, ca în 2017, când noi în aceste elemente sper să nu mai existe, se va întâmpla să se dezvolte economia. Stimați colegi, eu am trăit experiența asta. În 2004 am prognozat o reducere fiscală care nu s-a mai întâmplat și nu s-a mai întâmplat după aceea. În 2004 noi am redus impozitul pe profit de la 25 la 16, și impozitul pe venit de la o cotă medie, care era progresiv, de 28,7 la 16. Fondul Monetar, Banca Mondială m-au amenințat că o să avem dezastru bugetar. Exact ce se vorbește acum cu taxele astea. Și atunci nu era vorba de 100 taxe consulare și altele și taxă TV. Era vorba de o reducere dramatică de fiscalitate. Dar pentru că noi am lăsat economia să meargă. În 2004? În 2005. 5? Adică 2005. Guvernul Boc făcea chestiile astea? Alianța, da, guvernul Tăricianu. Eram noi, Tăricianu și cu mine am condus. Nu, dar nu era guvernul Boc atunci? Nu, nu, nu. În 2005. În 2004-2005. Ah, nu, era domnul Tăricianu. Până în 2009. Scuze, în 2009. Deci, din 2005 până în 2008. Până în 2008. Până în 2005-2008, veniturile bugetare au fost sistematic mai mari decât veniturile prognozate. S-a întâmplat însă altceva.
după atâta vreme, când au crescut pensiile, salariile, românii au crezut că se poate peste noapte. Și atunci sindicatele forțau, atunci forțau și... Era și an electoral? Nu, erau 4 ani. E, dacă noi suntem cumpătați ca români acum, deschidem din nou economia și scoatem toți norii ăștia inhibatori de pe cerul țării, s-ar putea ca venitul mai... Și încă ceva, și iertați-mă, încă o dată vă spun, ca om cu experiență, toate majorările astea, taxele cele 102 taxe, pensia minimă crescută, punctul de pensie, nu sunt de natură să răstoarne echilibrurile bugetare. În configurația bugetară nu au o pondere atât de mare că să nu poate fi reglate pe parcurs. Nu vă zgâna dumneavoastră, dați garanții, ca să spun așa, garanția seriozității. Nu pot să dau garanții că eu nu sunt în guvern. Nu, nu vreți să dați garanții? Eu nu sunt în guvern. Deci, dacă guvernul mă va PSD ALDE face ce a promis, în cărticica lui Dragnea? Domnul Mănăstea, să vă dau un răspuns armenesc acum. Dacă ALDE va avea un cuvânt greu de spus și vom fi respectați ca parteneri, atunci am să vă dau garanții. Adică vreau să văd cum merge această alianță, să-mi dau seama dacă ALDE este respectat și atunci o să vă spun dacă vă dau garanții. Asta e știre mare. Asta e știre mare. De ce zâmbiți așa de complice? Vă simțiți nerespectat? Nu, dar a spus omul foarte clar. Dacă vom fi respectați, vom avea un cuvânt de spus. Dacă vom avea un cuvânt greu de spus. Nu știu. Iar nu politizăm, domnul Farnă. Deci nu v-a spus așa. Dacă Dragnea și Grindeanu nu vă dau bănuții, ieșiți în stradă. Categoric. Uitați-vă la cameră. O să vă alerg cu telefoane. Sindicatele împotriva PSD-ului n-au ieșit niciodată. De ce? E părerea dumneavoastră asta. Când am ieșit împotriva PSD-ului. Are dreptate. Zim și mie un moment în care au ieșit sindicatele împotriva PSD-ului. Păi de când avem noi sindicat, PSD-ul n-a fost la guvernare. Înseamnă că am avut PSD-ul. Sindicatul vostru în 2012 exista? În 2012? Da. Păi dar bineînțeles că am ieșit la guvernare. Vă explic când am ieșit. N-au avut motiv corect. Nu, dați și mie voi un minut, domnul. Eu am făcut gluma cu guvernul. Nu, dar vedeți că am făcut gluma cu guvernul. Nu a fost deloc, a fost un cutâlc. N-avea dreptate domnul Mănăstire că bătesc câmpii. Nu e adevărat. Uitați-vă la mine. Au scăzut corect taxele. Și nu taxele consulare, au scăzut taxele alea majore, cu aport major la buget. Impostele directe. Corect, impostele directe. După aceea, asta în 2004-2005, aceeași guvernare, spre final, 2007-2008, a mărit pensiile și salariile în România. E corect? Am dublat pensiile, da. Scădere de taxe, de fiscalitate gravă, adică serioasă, nu pițifel, nici nu taxa Radio TV. Au scăzut taxele majore ale țării. Au crescut după un an, doi, au început să crească salariile și pensiile. Da. Știți care a fost efectul? A fost efectul de după 2009-2010, când România era la pragul prăpăstiei. Din cauza asta. Așa cred eu. O criză majoră care era evidentă în 2008 pe planetă a venit și în România. Și a fost nevoie de tragedia pe care a făcut-o Traian Băsescu și guvernarea Boc. Să aducă România pe... Domnul Barbu, în 2016 a curs la fiștere că au fost inocrații. În 2016 a fost inocrația, a curs la fiștere. Domnul Barbu, unul dintre motivele dezastrului PNL a fost faptul că... Dezastrul PNL? Da. Așa. A fost faptul că Antonescu s-a dezis de guvernarea liberală. Cred că în partea a doua facem separat noi de facă cu domnul. Conduceam eu economia, rata investițiilor a fost cea mai mare din istoria României, 32%, și aveam mai mult salariat decât pensionari. Eu am abărit pensiile fără să am deficit la buget de pensii. În 2009, pe cearta dintre PSD și PD, au pierdut aproape 700.000 de salariat. Tot echilibru cu societatea civilă. Haideți să facem o acolară, domnule Văscar. Să închidem acest... Să închidem numai puțin. Întrebați de ce am mintit cu grevele. Păi dacă nu mă lăsați. N-am ieșit pentru simplu motiv că acel guvern Ponta a reparat ce a distrus Boc. Cum să ieși împotriva unuia care își acordă niște lucruri? Nu, da, mai e logic să fie așa. Corect. Mai demult când? Absolut. La Văcăruiu. Păi la Văcăruiu nu eram atunci. Eu vă doresc să fiți mereu mulțumiți. Era militar, vă doresc să fiu mulțumiți mereu. În guvernarea Dragnea, Grindeanu, toată lumea va fi mulțumită dacă vor fi bani. Dacă nu vor fi bani, o să vedeți ce urlete, ce țipete. Apropo, facem acolo, închidem subiectul ăsta și înainte să-l închidem, mai dăm o dată cele 3 fotografii, cei 3 dorei de la ANAF. Doru, Dorel și Dragoș, Doroș, Fronea și Dudaș, cei 3 domni responsabili de buna colectare a banilor în România, se vadă și se cunoască și domnul Dragnea.
Domnul Dragnea, care este foarte agitat, aleargă prin București după banii, da? După gala de 14 miliarde. Și pentru că este foarte agitat, pot să-l trimit eu la ANAF, să-l cunoască pe domnul Dudaș în fotografie. Vorbiți cu domnul Dudaș, poate vă explică el unde sunt banii. Da, domnul Doroș, da, președintele ANAF, Dragoș, și domnul Fronea, șeful Dudaș, Vămilor, Dudaș. Poate găsește banii domnul Dragnea la vamă, da? Și la Ionuț Dumitru de la Consiliul Fiscal, că a fost și dânsul foarte îngăduitor cu această guvernare, da, poate îi găsește la Dorel Fronea, domnul Dragnea, Bănuții. Mergem mai departe, o să rog pe colegi să pregătească imaginile. Le-ați văzut aseară, Sebastian Ghiță s-a autodetonat, a prezentat imagini cu... Da, a prezentat imagini cu, de fapt, cu părintele lui spiritual. Pentru că Florian Coldea, prim ajunctul SRI-ului, a fost, într-adevăr, părintele spiritual al lui Sebastian Ghiță, cel fugit. Și așa cum se întâmplă în toate tragediile antice, puțin și medievale, dar și în Miorița, părinții, copiii, așa se ucid între ei. Și Sebastian Ghiță și-a ucis ritualic, la oră de maximă audiență, părintele spiritual pe Florian Coldea, într-o înregistrare, da, care va face istorie. Este prima dată când un înalt oficial din serviciile de informații este filmat în privat, dincolo de evenimentele oficiale, pe la Parlament, pe la Comisie. Este prima dată când vedem un șef de serviciu în România filmat, da, la un pahar de vorbă, repet, ca un ageamiu, da, Florian Coldea, ca un ageamiu a fost filmat de Sebastian Ghiță, tras în chip, prezentat frumos la televiziunea de casă.